Cele mai multe fonduri europene accesate la nivel local au ajuns în comuna Sân Martin, o localitate cu două stațiuni turistice din județul Bihor. În momentul de față avem mai puțin de 32 de șantiere deschise. Majoritatea sunt finanțări europene. Avem prin programul operațional regional două proiecte mari, reabilitarea stațiunii Băile Felix și reabilitarea stațiunii Băile 1 Mai. Suma totală este de 10 milioane de euro pentru aceste două proiecte. De altfel, în total fonduri europene accesate, avem 20 de milioane de euro în sesiunea care stă să se închidă. Din datele pe care le avem în acest moment, suntem comuna cu cele mai multe fonduri europene accesate din România. Prin modernizarea celor două stațiuni se înlocuiește partea de subteran, terasamente, pavaje, iluminat, parcuri. Este un proiect amplu menit să îmbunătățească structura celor două stațiuni. În acest an sperăm să le finalizăm de amândouă. Sunt sigur că vom reuși acest lucru. Chiar dacă lucrările de infrastructură au mers mai ușor în timpul pandemiei de COVID-19, încasările la bugetul local s-au diminuat simțitor. Cu 13.000 de locuitori în comuna Sân Martin, primarul Cristian Laza privește cu încredere spre accesarea de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. La PNRR, beneficiari direct, administrațiile publice locale pot fi doar pe o singură componentă, pe fondul local. Sigur că vizăm și alte finanțări, cum ar fi turism și cultură, cum ar fi sănătate, dar direct beneficiar putem fi pe acel fond local, componenta de fond local, care se va atribui după o formulă la toate administrațiile publice locale, această formulă calculându-se în funcție de numărul de locuitori din comuna respectivă, urmând ca fiecare unitate administrativ-teritorială să-și fixeze prioritățile. Sigur, preferabil e partea de infrastructură. Foarte multe primării s-au oferit de fondurile europene pentru că nu este ușor, să știți, adică să îndeplinești toate condițiile cerute de ghid, să respecti ad literam tot ce se cere și sunt extrem de multe verificări ulterioare, nu este ușor, este oarecum o muncă titanică pe care noi ne-am asumat-o cei din primăria Sân Martin, prilej cu care le mulțumesc colegilor mei din primărie pentru munca depusă. Comuna Sân Martin a făcut-o bine, a accesat fonduri europene, foarte multe fonduri guvernamentale, avem lucrări și din bugetul propriu și în decurs de 5 ani, peste 50 de kilometri de drumuri asfaltate, reabilitarea tuturor școlilor din comună, 11 la număr, construire de capele, cămile culturale reabilitate.